Forumul Piața Financiară din România, reglementare, dezvoltare și finanțare eficientă a economiei, a reunit directori din spațiul financiar bancar, specialiști din domeniul asigurărilor și cel al pensiilor, reprezentanți din mediul de afaceri, consultanți, avocați și jurnaliști. Evenimentul desfășurat la ASE București a adus în prim plan o scurtă prezentare a situației economiei românești din 2008 și până în zilele noastre, dar și întrebări și soluții pentru acest sector. Eu îl consider important nu numai prin prisma actualității temelor propuse, ci și datorită faptului că oferă prilejul unei dezbateri constructive, cred eu, de idei, pe teme de mare actualitate. Este exact acel gen de eveniment propice unor clarificări conceptuale. Avem nevoie de ele pentru că lumea trece prin mari transformări. Apoi să conturăm soluții la problemele cu care se confruntă în prezent mediul financiar bancar. Este prima ediție a forumului financiar-bancar, care își propune în primul rând în noile condiții de evoluție a pieței financiar-bancare din România, dar și din Uniunea Europeană, să abordeze felul în care trebuie reorganizată politica de finanțare a economiei românești. E o economie capitalistă în formare în România și, din păcate, trebuie să o spun cu multă deschidere, politicul nu face suficient pentru a putea să încurajeze în primul rând investitorii români, întreprinzătorii români și să asigure ca aceștia să poată să nu trăiască numai dintr-o relație cu economia de stat, ci să fie angrenați efectiv și să se ducă către activitățile productive generatoare de bunuri de consum, generatoare de producție pentru export, care la rândul ei este cea care până la urmă atrage și aduce capital în producție. Forumul a fost organizat de Asociația Generală a Economiștilor din România și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, sub patronajul Autorității de Supraveghere Financiară, cu sprijinul Băncii Naționale a României.